Steaua va juca în această săptămână două meciuri importante. Primul va fi partida din turul 2 al Cupei României, pe care roșii-albaștri o vor disputa miercuri de la ora 17 în deplasare la Progresul Spartak, iar duminică, tot în deplasare, Steaua va întâlni în etapa 4-a pe Unirea Slobozia. E o săptămână încărcată, dar sunt sigur că băieții vor face față, sunt sportivi profesioniști și vor face față. Da, într-adevăr, urmează un meci pe teren sintetic, dar nu cred că vom avea probleme. Managerul echipei de fotbal, Bogdan Marinescu, este sigur că lotul format de Dani Loprița se poate lupta pe două fronturi în acest sezon și sper să vină și alți sponsori la echipa de fotbal. Vor mai veni sponsori alături de Steaua? Interesul este foarte mare și cu siguranță vor mai veni sponsori alături de Steaua. Suntem în discuții cu mai mulți sponsori în momentul de față și sunt sigur că se vor mai concretiza niște sponsorizări pentru echipă. Echipa este bună, suporterii minunați, stadionul e excelent și atrage foarte mult, da, și până la urmă e Steaua. Steaua este Steaua și va atrage tot timpul.